Suntem în Moldova, Brânceni. Astăzi, în luna august 2018, am ajuns în Brânceni. Brânceni. Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș. Am uns aici cu un de lemn, am uns acest oraș, fiindcă Dumnezeu ne conduce să ungem națiunile și să facem un act profetic și să ne rugăm pentru națiuni. Aici vedem scutul Moldaviei. Dumnezeu să binecuvinteze Moldova. Ne-am rugat pentru Moldova și vedem cum acest scut este aproape ca scutul României. Este un vultur și în gura lui putem să vedem o cruce, și această cruce reprezintă creștinismul cum sute de ani, de-a lungul unor sute de ani creștinismul deja a fost în Europa, chiar peste 1000 de ani, aproape 2000 de ani de când a fost biserica primară. Biserica primară s-a răspândit prin toată Europa, dar acum vedem în Europa să este multă religie, este un duh religios. Dumnezeu să lucreze în Moldova, Dumnezeu să atingă Moldova, Dumnezeu iubește națiunile și Iisus Hristos ne-a spus: mergeți prin toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. De aceea ne rugăm pentru Moldova. Dumnezeule Tată, atinge Moldova, lasă slava Ta peste Moldova, lasă slava Ta peste Briceni, lasă slava Ta, Doamne Dumnezeule, să acopere acest oraș, acest sat și această națiune de Moldova, Tată. Orice jug religios să se rupă în numele lui Iisus Hristos prin puterea Ungerii Duhului Sfânt. Doamne, Tu mi-ai spus: procește trezire asupra națiunilor. Doamne, vin, Doamne, și asupra Moldovei prorocesc trezire în numele lui Iisus Hristos, așa cum Tu ai spus lui Ezechiel, Doamne, în Ezechiel 37, să prorocească în valea oaselor uscate, să vină Duhul Tău peste oasele uscate și să se ridice, Doamne Dumnezeule, ca o armată puternică, și s-a ridicat. Doamne, eu prorocesc ca Duhul Tău cel Sfânt să vină peste Brinceni, să vină peste Moldova, Doamne, și ca o vale de oase uscate să se ridice acest popor, să fie o armată puternică în mâna Ta, Doamne. Atinge politicienii, Doamne, acestei națiuni, fă să Te cunoască pe Tine. Orice jug al religiei, Doamne, ortodoxe, Doamne, sau religii catolice, sau alte religii, Doamne, care s-au impus în această țară, orice jug să cadă, Doamne, și declar, Doamne, și proclam în numele Tău o nouă reformă biblică și a Duhului Sfânt peste, Doamne, peste bisericile penticostale și evanghelice, Doamne, din Moldova, din Brinceni, și totodată o nouă reformă biblică și a Duhului Sfânt peste Biserica Ortodoxă și Catolică, Doamne. Dumnezeule, fiindcă Tu nu Te uiți la religii, Tu Te uiți la noi, la copiii Tăi care Te căutăm pe Tine pe deasupra religiilor. De aceea, Doamne, rupe, Doamne, și zdrobește în această națiune orice idolatrie, orice barieră a religiilor și a denominațiunilor religioase, și ridică Tu, Doamne, mișcarea Duhului Sfânt, ridică rămășița Ta, șadă oamenii la mântuire, lasă ploaia Ta de foc, Doamne, peste Moldova, lasă ploaia Ta de foc peste Briceni, Doamne, lasă ploaia Ta de foc peste satele și orașele Moldovei, lasă ploaia Ta de foc să acopere, Doamne, acest loc, lasă ploaia Duhului Sfânt să cadă, Tată. Totodată cuvântul Tău spune că Tu ai pus apostol, proroci, păstori, evangheliști și învățători pentru zidirea bisericii Tale. Ridică, Doamne, Moldova, ridică apostoli, ridică misionari și fundatori de biserici, ridică proroci, ridică păstori, evangheliști și învățători, ridică lucrătorii Tăi, întărește-i, Doamne, împuternicește-i și Te rog, înmulțește bisericile evanghelice din Moldova în numele lui Iisus Hristos, înmulțește bisericile penticostale, bisericile baptiste, toată mișcarea evanghelică, Doamne. Te rog, adă o reformă și în bisericile ortodoxe și catolice, o reformă a Duhului Tău cel Sfânt, Tată. Lucrează și totodată ridică, Doamne, slujitorii Tăi, Doamne, din Moldova, ridică o mișcare misionară care să meargă, Doamne, misionari de aici, din Brinceni, din satele și orașele Moldovei, prin toate satele și orașele Europei și pe pământ și pe pământul întreg, în numele lui Iisus Hristos. Tată, fă-ți numele de slavă, declar versetul care spune, Abacuc 2:14, care spune așa: cunoștința slavei Domnului va umplea pământul cum apele mării umple uscatul. Fă, Doamne, ca cunoștința slavei Tale să umple Briceni, să umple Moldova, să umple această țară, să umple Europa și pământul cum apele mării umple uscatul. Îți mulțumesc, Tată, pentru acest oraș și pentru această țară, Moldova, îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Am făcut acest video de rugăciune și totodată suntem în evangelizare în acest oraș câtva timp și am făcut acest video să vă motivez și pe voi să vă rugați pentru Brinceni, pentru Moldova. Totodată puteți să vedeți mai multe video în spaniolă și în engleză și o să pun și video românește în canalul de YouTube Avivador Valerio. Este un canal dedicat pentru misiune, pentru rugăciune, cu mărturii, ca să încurajez tinerii din lumea întreagă să meargă în misiune atât prin Europa cât și pe pământul întreg. Dumnezeu să vă binecuvinteze, rugați-vă în continuare pentru Brinceni, rugați-vă în continuare pentru Moldova, pentru România, pentru Europa întreagă și pentru pământul întreg, ca Dumnezeu să scoată lucrători la seceriș. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Luca 10:2, secerișul este mare, iar lucrătorii sunt puțini. Rugați-vă Domnului secerișului să trimată lucrători la seceriș. Rugați-vă ca Dumnezeu să scoată din România, din Moldova, din Europa, de pe pământul întreg, sute, mii și milioane de oameni, de lucrători, fie misionari, fie apostoli, proroci, păstori, evangheliști și învățători prin Europa întreagă și pe pământul întreg, ca Dumnezeu să-ți facă numele de slavă. Venirea lui Domnul Iisus Hristos este aproape, să nu stăm indiferenți, ci să alergăm prin națiunile pământului, să ducem împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Iisus Hristos ne-a poruncit să mergem prin toată lumea și să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Iisus Hristos te așteaptă și pe tine ca și tu să mergi prin Moldova, prin România, prin Europa și prin cele 194 de națiuni ai pământului ca să duci Evanghelia lui Dumnezeu. Spune doar lui Dumnezeu, aici sunt, trimite-mă. Dacă tu vii cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu și cu o rugăciune sinceră, Dumnezeu însuși te va trimite prin națiunile Europei și națiunile pământului ca să duci Evanghelia împărăției sale. Nu contează banii care ai, nu contează puterea spirituală care o ai acum, nu contează împrejurările în care te găsești. Dacă te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care schimbă împrejurările, Dumnezeu te umple de Duhul Sfânt, de roada Duhului Sfânt, de daruri spirituale, Dumnezeu îți va da economie și tot ce ai nevoie ca să mergi prin sate, prin orașe, prin națiuni, în Europa și pe pământ, ca să duci împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze și te încurajez cu Psalmul 20 și 23 și totodată cu Hagai, capitolul 2, 8, unde spune așa că Domnul spune, Domnul este, al meu este aurul și argintul, îi spune Domnul, deci al lui este aurul și argintul. Încrede-te în Dumnezeu și Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie ca să mergi în călătorii misionare. Și banii este cea mai mică recursă și resursă și înaintea lui Dumnezeu banii sunt doar așa. Dumnezeu suflă și banii vin. Ceea ce Dumnezeu caută este o inimă sinceră. Ca lui David este o inimă sinceră care să stă în prezent, să stea în prezența lui, o inimă sinceră care să stea, să asculte vocea lui Dumnezeu și oameni cu inimi sincere. Și atunci când tu ai o inimă sinceră și te pui la dispoziția lui Dumnezeu, vei vedea minunile lui Dumnezeu, vei vedea semnele lui Dumnezeu, vei vedea cum Dumnezeu îți dă vise, vedenii, revelații și te va trimite la toate neamurile pământului. Și de aici, din Brinceni, Moldova, te invit să te pui la dispoziția lui Dumnezeu pentru lucrările mărețe care le are Dumnezeu pentru națiuni, pentru Europa, pentru pământ și Dumnezeu vrea să te folosească și pe tine ca un instrument al Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și pe fiecare care vedeți acest video. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.